Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. L-ați auzit pe domnul Ciolacu, s-a prefăcut că nu înțelege o întrebare adresată de un reporter. L-am auzit, da. Ieri o reporteriță l-a întrebat, de fapt, ce mai e sutica de lei în ziua de azi, în felul următor. Mergeți la cumpărături. Ce cumpărați cu 100 de lei? Ce am nevoie? Ce aveți? Ca și dumneavoastră. Am pâine. Ce am nevoie? Sahăr. Vă rog. Discuțiile cu... Nu am înțeles întrebați, scuzați. În discuțiile cu... Eu cred că pot cumpăra consistent. Da. Nu prea știa ce e consistent. Eu cred că 100 de lei la domnul Ciolacu are altă valoare decât 100 de lei de la noi. Dar dacă adevărat domnul Ciolacu își dorește ceva, îi se face un preț bun. Numai să spună și să nu se afle. Așa cred eu. Poate mă înșel. Dar domnul Ciolacu dă sau ia? Da. Când cumpără. Dă și ia. Și ia. Practic, poți să cumperi consistent fasole. Asta a trecut la serios, da. Zi-mă, hai. Voluminos pufuleți. Adică sunt niște variante în care 100 de lei poate fi... Dacă ai 100 de lei de cheltuit pe zi pentru mâncare, poți să mănânci cu 100 de lei, dar trebuie să fii atent. Adică poți să-ți iei din 100 asta de lei iaurt, 200-300 de grame de cărniță de purcel, să-ți faci golaș, poți să-ți iei o țelină mică, ceapă, niște cartofiori câțiva și îți faci o ciorbă. Și cam, nu știu ce să... Mai e o pâine? Da, eu am văzut că e 50 de lei cutia de lapte praf, cea mai ieftină. Pentru bebeluși. Cât lapte praf bei tu? Băi, nu, eu nu beau, dar pentru cei care... Adică, înțelegi? Fă un calcul, că ăla se duce foarte repede. Dar cât lapte praf bea un bebeluș? E suficient. Deci, bea foarte cutie? Puțin la început. Nu, nu bea o cutie pe zi. A, păi, vezi? Da? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.